Vești bune pentru Corvinul Hunedoara. Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat pasul important către promovare pentru clubul de pe Cerna. Echipa lui Florin Maxim este angrenată în Europa sub licența de club de drept public, astfel că își va putea modifica statutul doar după eliminarea din competițiile intercluburi. Corvinul a obținut amânarea primelor două etape din Liga a doua. Dacă nu vor ajunge în play-off-ul competițiilor europene, albaștrii vor avea timp să schimbe forma de organizare într-un club de drept privat. Astfel vor obține dreptul de promovare în Superligă. Corvinul Hunedoara. Trebuie să recunoaștem că suntem impresionați de parcursul clubului Corvinul Hunedoara în ediția precedentă de Cupa României, dar și de calificarea în turul 2 din Europa League. De aceea, ca urmare a inechității determinate de prevederile legislației interne, aceeași prevedere care nu permite clubului Steaua București să promoveze, Comitetul Executiv de astăzi a luat decizia pentru amânarea primelor două etape ale Corvinului Hunedoara din următorul sezon, astfel încât clubul să-și poată modifica forma de organizare din drept public în drept privat, dacă se va opri în turul 3 al Conference League, înainte de începerea competiției din Liga a doua. Dacă clubul va continua seria pozitivă a rezultatelor sportive în Europa, atunci ne vom așeza din nou la masă cu reprezentanții cluburilor, cu reprezentanții clubului și cu UEFA pentru a putea să vedem dacă putem identifica și alte soluții. Vă reamintim că formația lui Florin Maxim o înfruntă pe vicecampioana Croației mâine de la ora 20 la Sibiu în turul 2 preliminar din Europa League. În cazul unui eșec ar retrograda în turul 3 preliminar din Conference League. Albaștrii sunt deja la Sibiu și se pregătesc intens pentru duelul din turul secund al UEFA Europa League.